Există viață după moarte, o spune cu mâna pe inimă un fost fotbalist care s-a trezit din moarte la morgă. A ajuns acolo după ce medicii au declarat clar decesul pe terenul de fotbal și l-au trimis la autopsie. A avut noroc că în ziua aceea legistul era preocupat să-l mai opereze. O fată tânără, țin minte că era o fetiță tânără, împingea un cărucior cu instrumental medical. Am întins mâna prin grila și am bătut o pomul, domnișoară, domnișoară. Vă dați seama, vă imaginați că săraca de ea a aruncat-o și a început să țipe, a înviat mortul, a înviat mortul. Bineînțeles că toți, spitalul știa că e un fotbalist care a murit și că e la morgă. Fostul portar dinamovist Adrian Titi Ionescu avea 21 de ani când o accidentare pe teren l-a trimis în moarte clinică. S-a trezit la morga spitalului din Târgu Jiu la câteva ore după ce medicii au constatat decesul. În minutul 21 a fost lovit, luat de salvare, dus la spital, băgat la reanimare până la ora 8 seara. La 8 seara a declarat deces, băgat la morgă. M-au pus pe masa de autopsie, m-au lăsat acolo și la 12 fără 20, știu ora, fiindcă a confirmat în momentul când mi-au dat drumul, m-am trezit pe o masă. Fotbalistul nu știa nici unde e, nici cum a ajuns acolo. Tras un sertar care era mai jos, așa, și când am văzut un cadavru, m-am ciupit de față, mă ciupeam de piele, pe corp, așa, zic, mă, sunt pe lumea asta, sunt viu, dar simțeam durerea când mă trăgeam. Norocul fotbalistului a fost că a murit într-o zi de duminică, iar medicul legist se grăbea să ajungă acasă. Trezirea din somnul de moarte a fost un șoc, mai ales că până atunci a făcut o vizită în rai. Eu eram undeva, în altă parte, s-auzeau păsărelele cântând. Întors dintre morți, sportivul n-a mai găsit loc în fotbalul profesionist. Autoritățile i-au tras dungă roșie pe buletin și nu i-au mai dat voie să joace. Bineînțeles, eu fiind și lovit la cap, deci pe bune eram lovit la cap, acum deci eram nebun cu acte în regulă, ca să spun așa. După ce a văzut viața de după moarte, fostul sportiv a decis să-i ajute pe copiii nevoiași, să le dea o șansă așa cum a primit și el. E un lucru care mi s-a întâmplat în viața mea și am fost deturnat pur și simplu. Dumnezeu a vrut să mă lase. Am avut și o poartă închisă, dar mi s-a deschis. Și cine mi-a deschis-o? Dumnezeu.